Vicepremierul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult, domnule ministru, că ați găsit timp și ați venit să avem această discuție. Acum, mai mult ca niciodată, se vorbește și chiar se crede că Republica Moldova, după o perioadă de izolare internațională, se bucură de o deschidere fără precedent din partea partenerilor externi, din partea instituțiilor europene. O dovadă în plus ar putea fi și cele 36 milioane de euro anunțate în această săptămână. Oficialii europeni susțin că programul în valoare de 600 de milioane de euro nu are doar scop recuperare economică, dar și asistență pentru implementarea reformelor și în justiție și în poliție și în multe alte sectoare. Haideți să vorbim despre această deschidere fără precedent pe care ar avea Republica Moldova în aceste timpuri. Totuși au mai fost vremuri bune. 2009, după ce au câștigat forțele pro-europene, puterea tot așa se considera. Bună ziua, mă bucur să ne regăsim în acest studio, doamna Ursu. Am mai avut ocazia să discutăm și anterior și îmi face o deosebită plăcere să putem discuta în detalii politica externă, procesul de integrare europeană și activitatea Ministerului de Externe. Într-adevăr, beneficiem de o deschidere fără precedent. Ține de responsabilitatea noastră ca echipă de guvernare, ca clasă politică, ca Ministerul de Externe să folosim la maxim această deschidere, să putem genera din această deschidere în plan extern beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova și să nu călcăm pe aceleași greble pe care s-au călcat acum 10 ani sau acum 7-8 ani. Într-adevăr, ultimii 5-6 ani Republica Moldova a trecut printr-o fază de politică externă extrem de dificilă, în care liderii guvernanței Republicii Moldova nu erau acceptați în calitate de parteneri credibili în majoritatea capitalelor. Se ajunseseră la o izolare a statului pe plan extern? Sigur, sigur. Deci este suficient să comparați rata vizitelor la Chișinău ai unor oficiali de rang înalt din alte țări cu ceea ce se întâmpla acum 4 ani, acum 2 ani. Evident, perioada aceasta de pandemie a modificat ritmul deplasărilor pentru toți, dar este foarte ușor să compari că în ultima lună și jumătate am asistat la un ritm diplomatic fără precedent, cum nu s-a mai văzut de foarte. Dar această deschidere a partenerilor externi pe care îi are Republica Moldova și de care se bucură actualmente puterea de la Chișinău ar trebui să arate și rezultate concrete în implementarea reformelor. Condiționalitățile rămân la ordinea zilei. Deci condiționalitățile rămân, în același timp aceste condiționalități corespund angajamentelor noastre. Deci dacă anterior condiționalitățile presupuneau faptul că fie guvernarea socialistă, fie guvernarea Partidului Democrat nu vroiau să implementeze multe din aceste condiționalități legate de statul de drept, de lupta cu corupția, de alte domenii, aceste condiționalități de care vorbim fac parte și din angajamentul atât a doamnei președinte, cât și a Partidului Acțiune și Solidaritate și a majorității parlamentare și în acest sens noi cu aceste condiționalități și cu partenerii noștri externi suntem pe aceeași lungime de undă. Ați întrebat și referitor la rezultate și eu admit că este foarte important și scopul acestor vizite este să obținem rezultate concrete. Uneori aceste rezultate sunt imediate. Se anunță noi programe de asistență, noi donații pentru spitale, teste, vaccinuri. Am văzut toate aceleași lucruri. În același timp, fiecare vizită este o investiție pentru o relație pe termen lung. Este ca și o prietenie între oameni. Nu poți de fiecare dată când mergi în vizită la un prieten sau la o rudă să întrebi ce am câștigat eu astăzi din faptul că am venit la ziua de naștere a verișorului meu sau a prietenului meu. Prin aceste gesturi, noi construim niște relații de parteneriat care vor sprijini Republica Moldova încă decenii înainte și este foarte important să o facem. Și fiecare vizită, da, unele aduc beneficii imediate, altele constituie un prim pas pentru
rezultate concrete, uneori care vor veni peste 3 ani sau peste 5 ani sau chiar 10 ani. Dumneavoastră, cei care sunteți autoritățile statului, încercați să le spuneți partenerilor externi, dar și cetățenilor Republicii Moldova, că prioritatea zero este lupta împotriva corupției și reforma în justiție. Au trecut mulți ani, s-au pompat mulți bani în acest sector ca această justiție să fie reformată și să livreze rezultate în conformitate cu așteptările cetățenilor. Unii cred că e prea îngust segmentul ăsta, că v-ați oprit doar la o singură abordare, anume lupta împotriva corupției și reforma justiției, că ar mai fi încă multe altele despre care ar trebui să vorbiți, să insistați, să aducă rezultate. Deci știți că nu este domeniul de care sunt responsabil, în același timp este absolut evident că pentru cetățenii Republicii Moldova situația din justiția noastră, nivelul de corupție din țara noastră este absolut inacceptabil și există această dorință în societatea noastră de a schimba lucrurile de o manieră destul de radicală. Pe partea externă, acest semnal, această urgență, această calamitate națională care este corupția, este înțeleasă. Partenerii noștri externi înțeleg și știu acest lucru, inclusiv din cauza faptului că nu suntem noi singurii care se ciocnesc de această problemă și, evident, avem un dialog și cu partenerii externi. În același timp, justiția nu este singura prioritate, este prioritatea zero. Dar ce înseamnă combaterea corupției și lupta cu justiția? Înseamnă lupta inclusiv cu corupția. Reforma justiției și lupta cu corupția. Înseamnă îmbunătățirea mediului de afaceri, capacitatea noastră de a atrage mai mulți investitori străini, crearea locurilor de muncă. Și aici, evident, se includ și prerogativele Ministerului de Externe, în care noi putem să mergem cu mult mai multă credibilitate, să atragem investitori străini, să beneficiem de zona de liber schimb cu Uniunea Europeană mai mult, pentru că, în condițiile în care noi îmbunătățim situația în domeniul justiției în Republica Moldova, se deschid multe alte oportunități și putem mobiliza și mai mult sprijin. După cum am spus, creare de locuri de muncă, mărirea exporturilor în Uniunea Europeană și alte... Astăzi se poate vorbi cu certitudine despre irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova? Și cum ați explicat dumneavoastră cetățeanului de la firul ierbii această integrare europeană, care ar trebui în ultimă instanță să aducă prosperitate și bunăstare în casele cetățenilor? Deci, eu aș spune că în Republica Moldova există două paliere. Există oscilațiile preferințelor politice, ale guvernărilor, ai miniștrilor, ai prim-ministrilor, ai președinților. Știm bine că prioritățile de politică externă al domnului Dodon erau altele decât dorința de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană. Știm bine că partidele politice sau chiar majoritățile parlamentare, atitudinea lor față de partenerii noștri externi oscilează. Și aici, desigur, asistăm la schimbări de mesaje, la schimbări de dinamică care sunt absolut evidente. În același timp, există o evoluție structurală, de fond, a țării noastre, a societății noastre, a economiei noastre, care nu are aceeași amplitudă și aceeași frecvență de schimbări de poziții pe care o au unele partide politice sau unii înalți demnitari de stat. Și iată, pe această platformă structurală Republica Moldova se mișcă irreversibil, practic, într-o integrare crescândă cu Uniunea Europeană de foarte mult timp, de un deceniu. Bună oară! Vă uitați la statisticile comerciale de export. Acum 10 ani Republica Moldova era mai puțin dependentă de piața europeană, acum este mult mai ancorată și integrată în economia europeană. Vă uitați pe alte domenii, securitatea energetică. Acum câțiva ani nu aveam o conductă care să ne conecteze la rețelele de distribuție de gaz din România și Uniunea Europeană. Acum avem o conductă. Dar nu e funcțională, adică bine, nu evident, curge gazul prin țeava gazoductului Iași-Chișinău. Nu curge, dar raportat la situația de acum 3 ani, suntem într-o situație mai bună și încă într-un an, doi, vom fi într-o situație energetică, geopolitică, completamente diferită.
Și iată, această racordare, conectare, integrare în spațiul european, ea avansează. Clasa politică o poate accelera atunci când există această dorință. Clasa politică a fost situația când a frânat această apropiere, dar direcția de ancorare și integrare a Republicii Moldova din ce în ce mai mult în spațiul european, în atitudinea cetățenilor, avansează continuu, irreversibilă și în special în ultimul deceniu a ajuns, ne-a adus într-o situație în care noi suntem mult, mult mai integrați cu spațiul european. Mult mai integrați, dar mai este încă suficient de făcut ca Republica Moldova să-și armonizeze și legislația și standardele la cele occidentale. Absolut. Și intenția noastră și convingerea noastră este că acum avem o șansă unică de a accelera această integrare cu spațiul european în mai multe domenii noi care până acum nu au fost suficient de bine acoperite. Deci, din perspectiva noastră, ca echipă, ca guvern, acordul de asociere ne oferă această șansă de integrare europeană în foarte multe domenii. În același timp, acordul de asociere a fost, cadrul acestui acord a fost pregătit aproximativ în anii 2007-2008, când a fost elaborat primul proiect al acestui acord. El inițial a fost oferit Ucrainei, după aceea am negociat și noi un acord similar. Dar în, la acea etapă, acum 13-14 ani, anumite domenii nu erau chiar atât de prioritare, nu erau chiar atât de urgente și nu sunt foarte bine reflectate în acordul de asociere. Și intenția noastră este să continuăm implementarea acordului de asociere, dar în același timp, în paralel, să dezvoltăm noi inițiative, noi platforme, noi proiecte de conectare a Republicii Moldova la spațiul european. Trei domenii prioritare: mediul înconjurător, securitatea și reziliența și digitalizarea. Sunt prioritățile guvernului nostru. Evident, sub acordul de asociere avem planuri și vom avea sprijin enorm și pentru construcția infrastructurii, și pentru reforma justiției, și pentru bunătățirea mediului înconjurător. Deci aceste lucruri sunt, se vor întâmpla, obținem sprijin, ele se fac sub și în cadrul implementării acordului de asociere, dar și procesul de reforme, dar mai sunt alte domenii pe care vrem să le adăugăm cadrul. Dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că v-ați dori o avansare a cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deocamdată acest lucru se face doar în baza prevederilor acordului de asociere. Poate fi modificat acest acord? Poate Republica Moldova să ceară mai mult de la Bruxelles? Trebuie și Bruxelles să ofere o perspectivă clară de integrare europeană, deci, pentru Republica Moldova. Acordul de asociere este un document viu. În acordul de asociere există o clauză care presupune așa numită armonizare dinamică. Prin acordul de asociere noi ne-am angajat să aliniem legislația Republicii Moldova la legislația europeană în foarte multe domenii, dar în același timp ne-am angajat că în anumite domenii ne vom alinia la legislația europeană, inclusiv în acele prevederi pe care Uniunea Europeană le va adopta pe viitor. Deci, acordul de asociere este un cadru suficient de flexibil ca noi la această etapă să nu ne dorim un nou acord. Dar, în paralel, noi putem crea noi inițiative. Să vă dau un exemplu din ultimul deceniu. De exemplu, acordul de asociere nu are prevederi legate de abolirea vizelor. Ridicarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova nu a fost o prevedere din acordul de asociere. Dar s-a făcut, s-a făcut în baza altui acord. Liberalizarea pieței aeriene dintre Moldova și Uniunea Europeană, care a deschis piața noastră pentru mai multe companii străine, pentru companii low cost, care a redus dramatic prețurile pentru biletele de avioane, ea nu s-a făcut în cadrul acordului de asociere. Ea s-a făcut printr-un acord separat. Și deci intenția noastră este păstrăm acordul de asociere, este un document viu care va continua să ne permită să ne aprofundăm integrarea cu Uniunea Europeană, dar în paralel putem să avem alte proiecte, alte acorduri și alte inițiative care ne ancorează și în alte domenii. Dar atunci când discutați cu partenerii de la Bruxelles, dumneavoastră insistați ca ei să ofere această perspectivă și Republicii Moldova? Absolut. Și care e răspunsul? Această perspectivă să extindem domeniul de cooperare. Perspectiva integrării europene pentru un stat precum Republica Moldova. Deci, Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană prin acțiunile pe care le întreprindem.
Dacă vorbim de un moment, o zi în care Republica Moldova devine oficial candidat sau oficial aderă la Uniunea Europeană, evident nu avem o astfel de dată, inclusiv din cauza faptului că Republica Moldova a pierdut foarte mulți ani, a ratat foarte multe oportunități și sistemul nostru de justiție, gradul nostru de corupție, performanța economiei noastre, mai multe eșecuri în planul funcționării democratice a sistemului nostru politic din ultimii ani, trimit semnal partenerilor noștri că Republica Moldova nu este gata și nu este credibil în calitate de un potențial candidat la această etapă. Rolul nostru este să transformăm Republica Moldova într-un potențial candidat credibil. Dar pentru a obține acest lucru trebuie să luptăm cu corupția, reforma justiției, mediul, fortificarea instituțiilor statului. Ca noi în câțiva ani să fim în poziția de a spune la Bruxelles, la Berlin, la Paris, în alte capitale, stimați parteneri, noi am transformat această țară. Această țară nu este guvernată de oligarhi și corupți. Această țară merită să adere la Uniunea Europeană. Și trebuie să ne facem noi temele pe acasă, încât să putem merge la Bruxelles cu o cerere de aderare, dar în spatele nostru să avem niște instituții funcționale, un stat funcțional, astfel încât europenii să spună da, într-adevăr, dumneavoastră sunteți mai bine guvernați, aveți un sistem de guvernare mai funcțional decât aveați anterior și acum putem discuta serios niște progrese în direcția procesului tehnic de aderare. În același timp, integrarea europeană, după cum vă spun, continuă. Fiecare lege nouă este trecută prin prisma compatibilității cu legislația europeană, fiecare inițiativă, fiecare pod care ne conectează la România și UE, fiecare gazoduct, fiecare rețea de distribuție electrică care ne unește la spațiul european, este un pas în direcția integrării europene și noi o facem. Pentru că acum se discută foarte mult despre nevoia modificării Constituției. Credeți că totuși a venit momentul și ar putea să se ajungă la un compromis pe tema irreversibilității parcursului european ca să fie modificată Constituția și să fie stipulat și acest deziderat? Deci, modificările constituționale nu țin de mandatul meu, de prerogativele mele în calitate de ministru. Aici se expun parlamentarii. Ceea ce ține de prerogativele mele este să apropie Republica Moldova de spațiul european, de Uniunea Europeană, prin acțiuni concrete și asta pot face. Uniunea Europeană totuși privește cu îngrijorare la statele care au conflicte secesioniste. Republica Moldova are de rezolvat problema transnistreană. E greu acest lucru. Știu că depuneți eforturi acum ca să încercați să convingeți iarăși și partenerii externi că ar trebui să se apropie ziua reglementării transnistrene. Cum e posibil acest lucru? Și dacă într-adevăr Bruxelles cere ca Republica Moldova să nu aibă, să scape de acest conflict? Nu, în acest sens, partenerii noștri externi, statele membre ai Uniunii Europene, instituțiile europene, absolut clar întotdeauna sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova, poziția noastră în procesul de reglementare transnistreană. În același timp, nu există niciun fel de condiționare legată de reglementarea transnistreană. Noi putem avansa în direcția Uniunii Europene în foarte multe domenii de politici publice, economice, politice, în condițiile actuale. Aceste două calendare nu sunt legate. În același timp, noi știm că inclusiv în Balcani, sunt state cu situații destul de dificile, inclusiv legate de integritatea lor teritorială, care sunt state candidate și au o perspectivă de aderare la UE. Deci, noi avem foarte multe oportunități să ne apropiem de UE, inclusiv în condițiile nereglementării acestui conflict. În luna octombrie este așteptat la Chișinău președintele în exercițiu al OSCE. Ați discutat acest subiect și în această săptămână. Apropo despre această reglementare transnistreană, ați discutat atunci când a fost domnul Cozac la Chișinău subiectul ăsta și în general ce ați mai discutat și nu s-a aflat în spațiu public? Păi, ceea ce s-a aflat în spațiu public este ceea ce am discutat. Aici cred că a fost un grad destul de deschidere și transparență destul de mare. Cu Federația Rusă avem mai multe subiecte complexe,
care trebuie să încercăm să le soluționăm. Soluții rapide, nu știu dacă sunt, vom vedea, dar evident știm foarte bine că pentru foarte mulți producători agricoli din Republica Moldova este important să se redeschidă accesul pe piața rusă pentru anumite produse. Acum, anumite produse Republica Moldova le poate exporta cu succes pe alte piețe, dar acest lucru nu este valabil pentru toate produsele. Bune oare merele, de exemplu, nu sunt la fel de ușor exportate pe piața Uniunii Europene precum alte produse agricole care se exportă mai ușor pe piața. De asta și au fost oferite cote care nu au fost acoperite, se pare că. Unele cote au fost acoperite, dar pe alte produse, inclusiv merele, există o competiție atât de mare pe piața Uniunii Europene că noi nu putem. Deci multe exporturi care anterior mergeau pe piața Federației Ruse și-au găsit posibilitatea de a fi exportate pe alte piețe de desfacere, dar nu toate. Și pentru acești producători agricoli ai noștri, pentru acești concetățeni ai noștri, este important ca noi să încercăm să soluționăm aceste blocaje în relația economică cu Federația Rusă. Deci s-a discutat acest tip de subiecte comercial-economice. Evident, s-a discutat și procesul de reglementare transnistreană, unde Republica Moldova stă ferm pe pozițiile noastre de interes național, stă foarte ferm și continuă să spună foarte franc, să ne exprimăm poziția pe procesul de reglementare transnistreană, pe necesitatea retragerii trupelor ruse, pe necesitatea distrugerii munițiilor stocate în regiunea transnistreană. Și aceste lucruri sunt spuse franc și în privat și în public. În același timp, maniera de care o facem și prin care ne exprimăm aceste poziții este respectuoasă, calmă, pentru că speranța noastră este că printr-un dialog respectuos, calm și prezența acestui dialog vom putea eventual să obținem mai multe progrese. Domnule ministru, dar trebuie să existe totuși un plan de reglementare transnistreană. Republica Moldova are o viziune foarte clară a reglementării. Viziunea e clară. Deci, dumneavoastră spuneți plan. Integritate, suveranitate, da, independență. Într-adevăr, există viziunea noastră de la care noi nu ne abatem și, evident, există pași pe care îi face pentru a avansa în această direcție. Acum, cineva poate să-l numească plan, cineva poate să-l numească foaie de parcurs, cineva poate să nu numească, dar să întreprindă acești pași fără a-i oferi, știți, o ștampilă care spune plan, foaie de parcurs. Anumite acțiuni pot și sunt întreprinse fără a avea un document care le integrează. Deci, trebuie sau nu trebuie, ceea ce contează cel mai mult sunt acțiunile care vizează reintegrarea țării și soluționarea inclusiv a celor probleme de politică externă la care m-am referit. Deseori reacțiile autorităților de la Tiraspol se reduc la șantajul care vine din partea Republicii Moldova asupra acestei regiuni. Am avut și ultimul caz cu plăcuțele de înmatriculare a autovehiculelor. Spuneți-le dumneavoastră ce s-a negociat cu partea ucraineană și de ce au apărut atâtea interpretări în spațiu public. Deci, este aceste plăcuțe neutre este un mecanism care se discută din 2012. Acum câțiva ani a existat acest acord prin care mașinile, vehiculele din regiunea transnistreană care vor să iasă în afară spațiului legal al Republicii Moldova să o facă în baza plăcuțelor neutre. Dar soluțiile tehnice de pregătire și, dacă vreți, procesul de eliberare a acestor plăcuțe nu a fost foarte rapid. Nu din cauza autorităților Republicii Moldova de la Chișinău. Au existat blocaje pe partea transnistreană. Ce blocaje au existat? Există, mă rog, o capacitate relativ redusă de eliberare acestor plăcuțe, nu a existat nicio campanie foarte bună de informare și de trimitere a semnalelor către locuitorii regiunii transnistrene că într-adevăr trebuie să se grăbească în trecerea la aceste plăcuțe, deci au fost câteva
insuficiențe în programul de pregătire acestei tranziții spre un nou regim de ieșire din această regiune spre Ucraina. Prin urmare, s-a încercat găsirea unei soluții care oferă un pic mai mult timp locuitorilor din regiunea transnistreană să se adapteze la acest regim. Acest lucru s-a discutat cu Ucraina și la această etapă știți bine că aceste plăcuțe neutre au fost implementate. Nu se întâmplă nimic dramatic la frontiera moldo-ucraineană în acest sens. Bănuim că deja conform statisticilor, rata persoanelor care încearcă să obțină aceste plăcuțe neutre a crescut. Vom trece printr-o perioadă de tranziție, nu este nicio criză, situația este calmă și... Revenim la dialogul moldorus. După ce a plecat Dmitri Cozac de la Chișinău, se considera că în timpul cel mai apropiat ar putea să aibă loc o întrevedere Nicu Popescu, Sergei Lavrov. Pregătiți o asemenea vizită? La etapa actuală nu discutăm data unei eventuale vizite la Moscova sau unei eventuale vizite a omologului meu rus la Chișinău, deci o astfel de dată nu se discută. Cam atâta vă pot spune la această etapă. Dar deschiderea pe care o are Republica Moldova din partea Occidentului nici pe departe nu poate fi comparabilă cu deschiderea pe care o are Republica Moldova din partea Federației Rusie și mulți își pun întrebarea de ce. Pun, natura relațiilor noastre cu partenerii noștri occidentali este foarte diferită de natura relațiilor noastre cu Federația Rusă. Structura acestor relații, subiectele pe care le discutăm, ele sunt foarte diferite. Deci, în sensul ăsta, eu nu vreau să compar gradul de deschidere, pentru că nu este corect. Avem o altă istorie a relațiilor, avem o altă structură a schimburilor economice, avem diferite grade de asistență economică, de dependențe comerciale. Deci, toate lucrurile astea sunt absolut diferite, incomparabile. În același timp, politica externă există pentru a promova interesul și influența țării atât în fața unor parteneri cu care este ușor să discuți, cât și în fața unor parteneri cu care este dificil să discuți. Dacă relațiile internaționale ar fi fost întotdeauna pașnice, calme, fără diferențe, nu ar fi existat servicii diplomatice. Serviciile diplomatice, ministerele de externe, însăși acest job, diplomație, presupune necesitatea ca statele să poată avea discuții și în situații de oportunități, și în situații complexe, și în situații de diferențe majore pe anumite subiecte. Deci asta este rolul diplomației. Și noi subiecte dificile avem cu mai mulți parteneri, dar singura modalitate prin care ele pot fi mai puțin dificile este să avem o diplomație activă, să discutăm, să ne promovăm interesul. Pentru că dacă nu ne explicăm noi poziția noastră, dacă nu ne argumentăm noi, dacă nu o promovăm noi, cine o va face? Da, mai nou se acreditează și ideea că marile puteri ar fi găsit sau ar putea să găsească un consens pe subiectul, pe dosarul Republica Moldova. E adevărat ceea ce spun unele? Doamne, dumneavoastră sunteți o persoană care de foarte mult timp urmăriți foarte atent politica externă. Dumneavoastră știți foarte bine schimbările de nuanțe, semnalele diplomatice, nu doar în plan public. Dumneavoastră știți că periodic, odată la 2-3 ani, spărnește o agitație, marile puteri. Eu mi-amintesc astfel de discuții și prin 2002-2003 și prin 2007-2008. Se produc anumite schimbări, transformări. Se produc regiuni în toată lumea. Se produc schimbări în toată lumea. Mari schimbări se întâmplă în permanență, peste tot. Eu nu pot anticipa și nu pot specula ce vor să facă, ce vor face marile puteri. Cert este că noi avem un interes național, noi ne-l promovăm, noi o promovăm în egală măsură, cu egală fermitate, și la est, și la vest, și la sud, și la nord. Suntem un stat suveran, nimeni nu ne va impune decizii care țin de
interesul național al Republicii Moldova. Nimeni nu poate impune absolut nimic atunci când societatea noastră știe ce vrea și pe aceste subiecte societatea noastră știe ce vrea. În același timp, ce v-am spus eu acum, ne o spun și foarte mulți parteneri externi, prietenii Republicii Moldova, care vin nu doar cu asistență de vaccinuri, cu investiții, cu sprijin pentru construcția infrastructurii. Ei vin inclusiv cu un mesaj de sprijin în care eu spun, noi vă sprijinim în aceste dosare. Dar voi trebuie să știți ce vreți. Noi știm ce vrem. Dar eu nu văd în ce circunstanțe ar veni careva state din afară să ne impună anumite soluții. Nu văd, pentru că multe din aceste state țin foarte mult la Republica Moldova, țin foarte mult la funcționalitatea Republicii Moldova și chiar dacă teoretic acest lucru s-ar întâmpla, atâta timp cât noi știm ce vrem, eu nu văd careva riscuri de deraieri de la interesul național al Republicii Moldova. Despre securitatea Republicii Moldova se discută iarăși foarte mult și sub care umbrelă și asigură această securitate țara se întreabă foarte mulți. Mai nou cunoaștem insistența autorităților de la Kiev care vor ca Ucraina să facă parte din Alianța Nord-Atlantică. Ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova dacă s-ar afla între hotarele Alianței Nord-Atlantice? Deci, Republica Moldova este un stat neutru, conform Constituției noastre, adoptate în 1994. Numai că nu a devenit neutru. Deci, conform Constituției, Republica Moldova este un stat neutru. Acum, un stat neutru nu presupune autoizolare. Un stat neutru presupune capacitatea noastră de a avea un sistem și instituții care asigură apărarea și securitatea statului și apără această neutralitate, dacă sunt puși în poziția de a o face. De aceea, pentru noi ca țară, pe de o parte, conform Constituției, suntem neutri, pe de altă parte, este foarte important să investim în fortificarea instituțiilor statului capabile să protejeze acest stat. Și aceste instituții sunt la fel afectate și ele de corupție, de disfuncționalitatea administrativă, instituțională, ca și alte instituții. De aceea, inclusiv eu, dar și colegii mei din guvern, mai multe ori vorbesc de faptul, da, suntem neutri, dar avem nevoie de o armată funcțională și puternică, de un serviciu de informații, de poliție, de carabinieri, de capacități de reziliență și securitate cibernetică. Toate aceste lucruri trebuie asigurate. Statele neutre le asigură. Și Finlanda, și Cipru, și Irlanda investesc în aceste capacități. Asta este viziunea noastră. Neutralitatea e costisitoare. Asta o arată situația din toate țările care au acest statut. Securitatea oricărui stat costă. Neutru sau statele neutre sau statele care fac parte din anumite alianțe militare, toți investesc în capacitățile lor de apărare. Așa că eu nu cred că neutralitatea sau participarea la unele alianțe militare sunt diferite modalități de a asigura funcționarea și securitatea unui stat. Eu pot reuși doar din cadrul legal existent în Republica Moldova și în acest cadru legal, ceea ce putem noi face ca stat este să ne fortificăm aceste capacități ale noastre. Ori, în general, statul costă. Dacă vrei să construiești drumuri, acest lucru costă. Dacă vrei să construiești școli, aceste lucruri costă. Dacă vrei să construiești armată, aceste lucruri costă. Statul, instituțiile statului costă. Important este ca acești bani să fie alocați de o manieră strategică, care ne fortifică în domenii cruciale, care generează creștere economică, care ne asigură securitatea și că nu se fură. Dar nu există soluții de funcționare a statului care nu sunt scumpe. Uitați-vă la bugetul de medicină, de educație, de construcție și renovare a drumurilor, de apărare, oricare minister. Buget, asta costă. Oamenii vor servicii din partea statului. În același timp, este important ca acești bani să nu fie furați.
Domnule ministru, dumneavoastră ați reiterat nevoia ca Federația Rusă să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar mai insistă Republica Moldova acum ca să fie modificat statutul forțelor de menținere a păcii? Deci acestea sunt poziții reiterate de Republica Moldova de aproape 20 de ani. Și nimic nu se schimbă. Pentru că schimbarea acestor realități nu ține doar de Republica Moldova. Deci poziția noastră este clară. Situația din Transnistria este calmă în plan securitar. Noi reiterăm aceste poziții, dar vrem să o facem de o manieră calmă și o facem. Deci nu există discuții și contacte în care internaționale, în care noi nu explicăm poziția noastră. Partenerii noștri de dialog își explică poziția lor și speranța noastră este să avansăm. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că ce s-a întâmplat, eu vă spun că noi facem ce putem, facem zilnic, facem săptămânal, insistăm pe poziția noastră, dar anumite procese regionale nu țin doar de noi. Și ceea ce putem noi face este să căutăm soluții de limbaj, de inițiative diplomatice, tentative de persuasiune care ne ajută să avansăm milimetru cu milimetru în direcția realizării acestor obiective. Dumneavoastră ați spus că s-ar putea oricum să aveți o discuție cu Sergei Lavrov, omologul dumneavoastră rus, dar președinta Maia Sandu cu Vladimir Putin ar putea să aibă o întrevedere. Deci, v-am spus, deocamdată noi nu suntem în situația în care discutăm data unor astfel de interacțiuni. Dar cel puțin pe agenda zilei se regăsește, deci, o vizită pe care, sau o întrevedere pe care trebuie să o aibă Nicu Popescu cu Sergei Lavrov sau Maia Sandu cu Vladimir Putin. Deci, după cum v-am spus, pe agenda noi suntem deschiși oricărui tip de contacte care ne permit să promovăm viziunea Republicii Moldova. Aceste contacte și întrevederi eventual vor avea loc, dar nu suntem în poziția de a discuta la modul concret nici data, nici rezultatele concrete a unor astfel de întrevederi. Deci asta este situația la zi. În același timp, este o situație normală, pentru că eu nu am date stabilite de contacte și de vizite în exterior pentru majoritatea țărilor lumii. A fost această întrevedere cu domnul Kozak. Deci, știți, în ritmul discuțiilor diplomatice ai o anumită cadență. Ai avut o întrevedere. Bună oară cu domnul președinte al Poloniei, Duda, a venit la Chișinău. Deci am discutat cu polonezii anumite subiecte. Ieșim din această întâlnire cu anumite angajamente, anumite înțelegeri, lucrăm pe realizarea acestora, peste 2-3 luni ne mai reîntâlnim. Deci, cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu Polonia, cu România, am avut un prim set de interacțiuni diplomatice la diferite nivele. După aceea, peste o anumită perioadă, revenim și relansăm aceste discuții. Și în acest sens, dumneavoastră, mă întrebați de cazul specific a relațiilor noastre și a calendarului diplomatic cu Federația Rusă, eu vă spun că deja un contact cu Federația Rusă a avut loc, vor urma, dar noi nu avem o dată, eu nu am o dată stabilită pentru întrevederea mea cu omologii mei, nici din Polonia, nici din Spania, nici din Italia. Ați văzut că au fost foarte mai mulți miniștri la Chișinău. Deci este o situație standard. În același timp, vă aduc aminte că domnul Lavrov mai și este candidat în alegerile legislative din Federația Rusă și acest lucru a afectat, evident, modul cum își planifică serviciul diplomatic rus interacțiunilor externe, pentru că actualmente domnul ministru este implicat într-o campanie electorală, ceea ce presupune alte capacități de angajare în diplomație și relații. Apropo despre deschiderea secțiilor de votare pentru aceste alegeri din Federația Rusă pe teritoriul din stânga Nistrului, ați discutat? Da, deci este o notă trimisă foarte clar, care spune foarte clar Federației Ruse că Republica Moldova, autoritățile noastre, sunt împotriva deschiderii acestor secții de votare în regiunea Transnistrană. De fiecare dată au fost împotriva, dar ele au fost deschise. Astea, dumneavoastră știți bine că autoritățile Republicii Moldova nu controlează acest teritoriu. Nu avem acces. Instituțiile statului Republica Moldova nu funcționează pe anumite
părți ai teritoriului Republicii Moldova și dumneavoastră ce spuneți este absolut adevărat și noi întotdeauna reiterăm opoziția noastră față de deschiderea acestor secții. Noi am făcut-o recent, inclusiv recent, am făcut și clarificări ieri pentru presă legate de acest lucru. Acest lucru îl reiterăm și în contactele noastre diplomatice și aici Republica Moldova întotdeauna stă ferm pe această poziție. La o distanță foarte scurtă a fost rechemați doi ambasadori ai Republicii Moldova din Federația Rusă, și domnul Neguț și domnul Golovatiuc. Cine va fi ambasadorul care... care va merge la Moscova? Republica Moldova are nevoie de o prezență diplomatică, puternică, convingătoare în mai multe capitale. Noi multe capitale... Dar acum vorbim despre Moscova și vă întreb deci și identificăm, suntem în procesul identificării unui candidat pentru postul de ambasador în Federația Rusă. S-a spunit că ar putea să fie fostul ministru Aurel Ciocoi. Deci, în primul rând, eu nu pot comenta zvonuri. Zvonuri sunt multe. Zvonuri eu aud despre procesele care se vor întâmpla în Ministerul de Externe. Deci, astăzi nu ne puteți da numele celui care va fi șeful misiunii diplomatice. Astăzi nu vă pot da nume. Moldovei în Federația Rusă. Astăzi nu vă pot da nume. Există câțiva candidați pe care îi discutăm, îi pregătim, ne pregătim și ne informăm. Și în viitorul apropiat vom demara procedurile de numire a unei persoane în acest post important pentru serviciul diplomatic. De ceva timp Republica Moldova nu are ambasador nici la București. E atât de greu să fie identificată candidatura? Exact, asta începeam să vă spun, că sunt mai multe capitale în care noi nu avem ambasadori. Nu avem ambasador. Capitale în care avem nevoie urgentă să avem ambasador. Este Moscova, este Bucureștiu, sunt și altele. La București suntem Parisul. Mai avansați, Parisul, la București suntem mai avansați în numirea acestui ambasador. Deci celor care nu va fi deci conform cutumii diplomatice, numele devine public după ce statul gazdă ne-a confirmat oferă agreement. Și pot să vă spun că la București s-a solicitat agremanul pentru cineva care este foarte respectat, foarte capabil, foarte eficient și care va promova interesele Republicii Moldova și parteneriatul cu România, cu brio. Atunci București nu se oferă acest agrement. De ce nu ne spuneți numele? Pentru că aștept acest agreman și voi face neapărat public, veți afla dumneavoastră. Eu personal sunt foarte, foarte onorat că această persoană a acceptat această ofertă și eu mă simt, știți, foarte încrezător că vom putea avansa foarte rapid în realizarea obiectivelor pe care le punem noi în relație cu România. Ce așteptări aveți la cooperarea moldo-română? Foarte mari. Așteptări, știți, așteptări presupune o poziționare unilaterală care... Cu România noi avem nu atât așteptări cât planuri. Destul de concrete. Și aici, știți bine, avem o comunitate de limbă, cultură, istorie, dar este important să conferim acestei comunități și mai multe legături de ordin practic. De aceea, dorința, speranța și intenția noastră comună cu partenerii noștri de la București este să investim masiv în interconectarea Republicii Moldova cu România și prin România cu Uniunea Europeană. La modul concret, poduri, gazoduct, finalizarea lucrărilor pe partea internă în România ca să mărim capacitatea de export. Dar dumneavoastră astăzi puteți avansa un termen când acest gazoduct va fi funcțional deci în sensul ține că de va partea, deci, curge gaz prin țevele? Asta ține de partea română. Eu... Știți cum e cu lucrările de infrastructură? Vii cu un anumit plan, faci planul de achiziții, studiu de fezabilitate, achiziție. Deci România este într-o etapă foarte avansată de construcție și mărirea capacității între Onești, Gherăiești, Lițcani, care ar conecta Iașiul și conducta Iași-Ungheni-Chișinău la magistrala
cu capacitate mai mare de gaz, ei sunt destul de avansați. Exact care este calendarul, eu nu vă pot spune. Dar dumneavoastră sunteți încrezător că proiectele de infrastructură avansează și că proiectele energetice vor avea finalitate? Ele au deja finalitate, multe din ele. Ele avansează în fiecare zi, dar eu nu sunt în poziția de a vă spune exact. Dar credeți-mă, vă rog. Deci eu cred că în perspectiva previzibilă, noi vom avea noi inițiative majore care ne inclusiv pe gaz. Lucrările astea se vor finaliza într-un viitor foarte previzibil. Dumnezeu. Eu nu vreau să... Dar m-ați întrebat oportunitățile. Da, și cât de încrezător erați dumneavoastră încă în cabinetul guvernului Sandu că da, roaming nu va mai exista. Iată, problema... Păi lucrurile au fost puse pe... S-a apăsat pauză din cauza involuțiilor politice de la Chișinău. Pentru că partenerii noștri externi sunt mai deschiși cu anumite guverne decât cu alte guverne. Și aici, absolut explicit, majoritatea, practic toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, au închis dialogul. Pe alte subiecte au apăsat pe butonul pauză. Cu guvernarea care a preluat mandatul după plecarea noastră în 2019, pentru că această guvernare nu era credibilă nici la capitolul lupta cu corupția. Va dispare nici... roaming-ul între România și Republica Moldova. Discutăm cu România, vrem să avansăm. Dar avem progrese și pe alte dosare. Deci, intenția noastră, și noi deja avem un acord, un proiect de acord, este să semnăm un proiect de acord privind limitarea costurilor, prețurilor la roaming în cadrul parteneriatului estic. Da, cunoaște. Ori liberalizarea cu Ucraina ar fi un beneficiu enorm pentru sute de mii de cetățeni ai țării noastre. Speranța noastră este să semnăm acest acord la sfârșitul anului, la summitul parteneriatului estic. Noi suntem gata. Și deja discutăm cu România. Acum, România este și stat membru al Uniunii Europene și noi trebuie să identificăm careva, să ne asigurăm că există compatibilitate între progresul nostru în plan bilateral și cu legislația și angajamentele. Deci noi căutăm soluții tehnică. Noi, Republica Moldova, este gata să o facă mâine, dar încercăm să identificăm acum soluții. Vrem alte mai multe poduri rutiere, vă povestesc. Vrem să suntem pe... Foarte curând să începem construcția acestui pod Ungheni-Ungheni, asupra cărora noi deja suntem, practic au fost finalizate pregătirile, dar cu domnul Bogdan Aurescu, cu Bogdan la București, am discutat în termeni foarte clari că ne mai trebuie alte poduri rutiere. Am convenit să mai decidem unde mai construim alte poduri. Bună oară, acum 80-90 de ani, râul Prut era traversat de... cred eu, 25 de poduri. Astăzi avem 9 poduri. Sunt puține 9 poduri. Înțelegeți? Noi vrem mai multe poduri, care va facilita accesul nostru, deci ne va conecta la autostrăzi. Deci ar putea fi reabilitate cele care au existat? Fonduri. Deja trebuie să ne uităm soluția tehnică, care este cea mai oportună. Calea ferată. Situația, cum mergem noi cu trenul în România? Mergi până la Ungheni, da, se ridică platforma, de tip sovietic, schimbă, asta durează 2-3 ore, da. Asta e scump, reține oamenii merg cu mașină, nu este comod, nu este practic, nu este modern. Vrem să aducem calea ferată cu ecartamentul european până la Chișinău. În momentul în care ai urcat în tren de la Chișinău, mergi până la Iași, la București, cum vrei, cu viteză, fără această incomoditate. Avem proiect concret, inclusiv sprijinit de Franța, care este gata să investească în modernizarea căii ferate Chișinău-Ungheni. Deci, toate aceste lucruri care ne vor lega și ne vor ancora în spațiu. Astea sunt costisitoare și e nevoie și de răbdare și de voință politică și de timp. Dar cetățenii, experții vă sugerează de ce există două vame, de ce există două controle din partea grănicerilor. E atât de complicat să fie rezolvată această problemă? Deci, știți bine că Republica Moldova vrea mai multe posturi comune de control a frontierei și în est, și în vest. Dar nu poți avea posturi comune de unul singur.
Noi suntem gata. Pentru noi este mai simplu. Dar... Și adică România nu ar fi gata sau Ucraina nu ar deci fi gata? Deci România este stat membru UE. Exact. Cu anumite angajamente care țin de gestionarea frontierei. România este un stat care urmează să adere la spațiul Schengen. Deci România, tot ce ține de gestionarea frontierei române, nu ține doar de deciziile luate la București, dar și de modul cum se înscriu aceste decizii în angajamentele și constrângerile pe care le are România în tot ce ține de gestionarea integrată și comună a frontierelor de către statele Uniunii Europene. Ori acolo analiza partenerilor noștri de la București este că deocamdată nu putem avansa foarte rapid pe crearea acestor posturi comune. E clar. Și atunci când vom fi noi în Uniunea Europeană, Republica Moldova va fi în Uniunea Europeană, este miza, este speranța mea și a multor din noi. Și când vom adera la spațiul Schengen, această problemă se va rezolva. Noi nu o să avem frontieră. Și adică încă asta ar putea să dureze ani de zile? Bun, eu nu spun că poate până atunci vom găsi soluții, dar nu depinde de noi. Republica Moldova este gata să aibă posturi comune de control și cu România și cu Ucraina. Cu Ucraina nu există. Nu există tot din rigori nou. Noi și cerințe suntem gata. Atât de aspre precum din partea noi vestului. Noi suntem gata să o facem mâine. Îi spunem asta partenerilor ucraineni. Răspunsul este vom vedea. Deci fiecare stat decide asupra unor astfel de gesturi prin prisma propriilor calcule, propriilor poziționări, propriilor interese. Cel puțin nu s-a reușit până astăzi segmentul transnistrian la hotarul moldo-ucrainean să fie gestionat de cele două state. Iată, asta e o problemă și mai mare. Este un lucru pe care noi îl promovăm, pe care îl solicităm, pe care îl sugerăm. Dar, din nou, diplomația internațională. Succesele în diplomația internațională ele se fac prin prisma faptului că și partenerii tăi trebuie să aibă o coincidență de interese, o coincidență de calcul politic. Deci, eu ce vă pot eu vă spune, pe roaming, pe posturi comune, noi suntem gata mâine să le facem, noi promovăm, noi spunem acest lucru, partenerii noștri reies din anumite calcule. Eu vă spun și altceva. Și Republica Moldova tot nu spune da la orice solicitare care ni se face. Noi spunem, calculăm, ne gândim și pe multe chestii noi tot spunem nu. Deci, asta nu este o problemă, nu este dramatic. Trebuie să căutăm soluții. Partenerii noștri uneori spun da, uneori spun nu. Noi spunem uneori da, uneori nu. Asta e procesul de diplomație. Asta presupune să căutăm negocieri condițiile, ca să găsiți compromis. Argumentele ca să găsim soluții. Da. Pentru că am vorbit că puterile mari ar putea să decidă viitorul Republicii Moldova. Haideți să ne oprim un pic și la cooperarea moldo-americană. Există un parteneriat strategic și între cele două state. Cum vedeți dumneavoastră evoluția cooperării moldo-americane? Statele Unite au fost întotdeauna un susținător ferm al Republicii Moldova, integrității teritoriale, a procesului de reforme, a democrației și noi vrem să intensificăm această relație. Avem dialog. La Chișinău știți bine că deocamdată nu a venit un nou ambasador, dar chiar ieri am avut un schimb de mesaje cu însărcinată pe afaceri. Și domnul Hogan a obținut o funcție importantă domnul în departamentul Hogan, care, de stat. Într-adevăr, este un prieten al Republicii Moldova. Știți cât de bine vorbește și limba română. Este un interlocutor important la cunoaște Washington bine în sistemul diplomatic. Deci, toate aceste lucruri acum în Statele Unite procedurile de numire a mai multor persoane responsabile din sistemul diplomatic, inclusiv la nivel de, știți, ceea ce la noi ar corespunde postului de secretar de stat sau anterior viceministre, în Washington trec prin proces de aprobare legislativ. Asta e bucătăria lor. Haideți nu, să vă explic, pentru că deocamdată garnitura conducătorilor din Departamentul de Stat responsabil
de zona noastră nu a fost finalizată, pentru că presupune anumite acțiuni legislative, inclusiv ambasadorul. De aceea, acest lucru, da, un pic noi suntem gata să avansăm mai rapid, dar deocamdată Departamentul de Stat este într-un proces de tranziție și repoziționare administrativă după câștigul în alegeri de anul trecut. Dar ce ar putea să facă SUA mai mult pentru Republica Moldova decât a făcut în acești 30 de ani de independență? Poate să facă mult mai mult, dar și noi putem face mai mult. Putem face mai multe lucruri. Vă spun, investiții în multe domenii, în companiile americane au niște rezerve enorme financiare. Vă uitați care sunt cele mai... Uitați-vă pe lista celor mai mari 100 de companii din lume. Știm bine, bună oară, că multe din aceste companii americane sunt prezente chiar la Iași. Amazon, Google. Da, ei merg. Noi avem un sector de telecomunicații unde există și forță de muncă. Deci noi deja avem noi avem anumite capacități bune în domeniul tehnologiilor informaționale, IT, da? Deci sunt companii în Republica Moldova, sunt specialiști care lucrează pentru... Noi vrem să mărim aceste... Și vrem să discutăm cu companiile americane, spunându-le, uite, sunt aici anumite capacități, anumite resurse umane pe care le puteți valoriza și le putem valoriza împreună. Bun. Sunt posibilități și capacități de investiții în tot ce ține de economia prietenoasă față de mediul înconjurător. Eoliene, panouri solare. Și aici, eu cred că există oportunități să discutăm cu partenerii noștri americani investiții. Există inițiativa celor trei mări, care presupune integrarea și dezvoltarea infrastructurii dintre Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră, care, știți, include țările Baltice, Polonia, Slovacia, România, până la Croația. Noi suntem exact alături, atașați într-un fel acestui spațiu și multe din planurile acestea de dezvoltare a infrastructurii se discută inclusiv cu investitorii americani. Investitorii americani vor să construiască și construiesc un terminal de gaz lichefiat în Croația. Deci, noi am vrea să ne conectăm la aceste noi rețele de infrastructură, inclusiv prin prisma discuțiilor cu Statele Unite. Vă mai dau alte exemple. Aici, în Republica Moldova, s-a implementat acel acord provocările mileniului, da? Care ne-a permis care să ne construim drum. Care a fost suspendat pentru că... Nu, el a fost implementat. Noi avem sisteme de irigare, avem drumuri. Noi am vrea încă un el a proiect fost suspendat major. Pentru gradul înalt de corupție. Da, dar anumite lucruri deja s-au realizat. Da? Deci, el a fost suspendat, nu acordul inițial, a fost suspendat capacitatea noastră de a obține mai mult ulterior. Exact. Deci a fost o primă fază implementată. Noi, de mai mulți ani, inclusiv în 2019, spuneam noi vrem încă o fază, o a doua fază. Și partenerii noștri americani ne spuneau, gradul de corupție în Republica Moldova este prea înalt, noi nu vă putem da încă 300-400 de milioane de dolari, pentru că gradul de corupție este prea înalt. Speranța noastră este că prin combaterea corupției, prin reforma justiției, vom fi în situația de a relua aceste discuții cu partenerii noștri americani. V-am dat câteva exemple concrete. Evident, continuăm și... O vizită a dumneavoastră, a premierului, a președintei în SUA. Deci, săptămâna viitoare... Săptămâna viitoare are loc adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Și prezența la această adunare presupune și contacte la cu partenerii... La New York sunt revederi pe bilateral. Pe bilateral, inclusiv și după aceea, ulterior, discutăm și care este următoarea etapă în schimburile noastre bilaterale cu Statele Unite, pe linia președinției, pe linia prim-ministrului, pe linia ministrului de externe, dar după cum vă spuneam, nici aici nu, eu nu pot să vă dau o dată concretă, dar... Știți, eu pot să vă dau date concrete pentru 3-4... Dar e nevoie de asemenea vizite? Noi ne dorim... Deci, asemenea vizite de regulă, dacă contextul politic intern este favorabil, și el este, dau un impuls unor noi inițiative, finalizarea unor inițiative care se află în derulare. Deci, întotdeauna oferă un impuls. Mai cu seamă că administrația Biden... cunoaște bine realitățile de aici, pentru că domnul Biden a făcut și el o vizită. Deci, da, domnul Biden, dar în același timp Statele Unite au instituții funcționale.
și departament de stat funcțional, memorie instituțională. Și eu nu pot spune că interesul Statelor Unite a avut foarte mari oscilații față de noi prin prisma schimbării președintelui. Interesul Statelor Unite a fost relativ stabil, foarte pozitiv în sprijinul Republicii Moldova, indiferent de președinți, pentru că instituțiile Statelor Unite ale Americii sunt instituții puternice, cu diplomați care au un calcul strategic, economic, de diplomație culturală, de diplomație publică, care o implementează, inclusiv în fața Republicii Moldova. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc!